5 dimineața, dragi prieteni, pornim spre Cambodgia. Cea mai proastă cazare, cel mai prost loc, Negombo, nu merită venit în Negombo. Plaja e jegoasă. Și tot orașul miroase a canalizare. Un miros foarte urât. Noaptea nici nu poți să stai cu geamul deschis. Dar abia acum dimineața am putut să-l deschidem. A fost o cocleană în ultimul hal. Chiar dacă am văzut că cazarea are nou, avea pe booking. Da, bine, unii poate preferă să doarmă cu ventilator și geamul închis, dar noi preferăm aerul natural și n-am putut să stăm cu geamul deschis deloc. Am pornit spre Cambodgia. 2,6 km de mers pe jos și după să prindem un bus până la aeroport. Let's go! Încă este beznă. Una aici și una aici, mai sus. Stop și sus. Aveam panică că nu e ușa deschisă, dar încă este deschisă. Spre terminalul de bus, 2,6 km. Avem escală în Kuala Lumpur, dar faza nașpa e că ne-au cancelat zborul și următorul zbor îl avem mâine dimineață. Spre Cambodgia. Spre Cambodgia. Să vedem, poate obținem ceva, vreo cazare. Stăm câteva ore să dormim. Dacă nu, aeroport scrie pe noi. Ne aprovizionăm cu gustări pentru o zi. Ce mai vrei? Ce ți-ai mai luat? Nu prea mai am luat nimic. Primii în bus. Busul cu țânțari. Prinde țânțari. M-au rupt țânțari. Adio Negombo. Fiecare dimineață se pun flori la Buddha. Thank you. Thank you. Wait, wait. Okay. Thanks. Un par de ceale. Am făcut mai puțin de jumătate de oră până la aeroport. Ne așteptam să facem mai mult cu busul. Departure. Încă puțin. De mers pe jos. Sandwichul cu crevezi de dimineață. Pentru mai puțin de un leu. Nu, un leu 30 de cenți. 1,50 aproape. Ceva healthy de dimineață, coconut cu miere. Silk Road Departure. Mergem pe drumul Mătăsii.
Am ajuns la aeroport. Suntem mai devreme cu 3 ore. Mâncăm tot. Mâncăm tot până la plecare. Am stat enorm de mult la check-in. Au avut biletele deja, a făcut check-in-ul pe telefon, dar nu ne-au lăsat, am trimis la ghișeu să facem fizic check-in. Dacă vreți să știți cât am cheltuit pentru 22 de zile în Sri Lanka, de bonus. 400 de euro. 200 de persoane. Fără avioane. Fără avioane și fără viză. Doar cazare, mâncare și am cheltuit pe aici. Toate posturile și toate obiectivele turistice care se fac de obicei în orice pachet turistic de 3000 de euro. Toate intrările plătite, toate fructele mâncate. Gata, fără ciuc-ciuc, fără... Ce mai erau astea? Ce mai băgau? Tuk-tuk și mai ce? City tour. Fără city tour, fără nimica. Să-l vedem pe marele pute mai bine. Am uitat că putem să intrăm cu sticla de apă. Spre deosebire de Europa, apă la discreție, chiar în fața avionului, înainte să te îmbarci. Intrăm cu bidonul de apă, zbor de 4 ore, am dat 170 de euro până în Cambodgia, din Sri Lanka. Am aterizat în Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, 4 ore zborul super chill. Fără turbulență. Am dormit de-am rupt. Și acum 12 ore până la 12 ore de stat în aeroport. Sperăm că găsim o variantă cu... Malaysia. Am fost acum 8 ani de zile. Un mare trip în Asia. Încă mai avem gustări din... Sri Lanka. Pachetele picante de trezire. Au rău de trezire. Pentru dormi 6 ore în aeroport, 100 și ceva de euro. Ce aeroport lux. E imens. Mumbi Lounge. Pe gustări, să luăm ceva de mâncare. Măștile încă sunt la putere în Asia. O supică, 7,50 de euro, mai puțin de 2 euro, 1,60 euro, chiar și la 6,50, 1,30 euro, atât înseamnă, wow, cât de bine. Ne dăm pe supică la plec, supică la cutie, shrimps. Prețurile sunt la fel ca în România, 1 euro este egal cu 5, de exemplu un croissant costă 1,70 lei, adică fiecare înseamnă 7 lei, 9 lei. Și un sandwich, 12 lei, brânză și beef. Aeroport scrie pe noi. Noaptea asta stăm în aeroportul din Malaysia. Flavors of Malaysia. O grămadă de dulciuri super interesante și dintre care se poate gusta. Din fiecare poți să guști. Try.
ce poți lua din aeroport cu 1,50€. Bună dimineața! Am dormit pe rupte. Aseară am zis că stăm aici fix cu calculatorul, fix unde stau oamenii ăștia. Și mare bed bug m-a luat de picior aici, în stânga. Era plin de bed bugs. Fix asta a fost locul. M-am pus frumos jos. Hai să ai cum conectez laptopul și telefonul la priză. Și fiind în pantaloni scurți, direct bed bugs. Mare mușcătură. Ce tare că se putea dormi și la scaune, fără să plătești. Wow, au mare tupeu oamenii pe jos. Și cu... Dar bine că iau norocul că au pantalonii lungi. Toate iau, cât, pe față. Și cu covorul ăsta roșu nici nu-i vezi. Că-s de culoare tot roșiatică. Dita mai aeroportul. Am dormit super, super bine. Chiar nu ne așteptam să dormim așa bine. 5 ore. 5 ore de somn. Mai bine că am făcut. Era foarte scump hotel. Era $100, 100 și ceva de dolari pe noapte și la capsulă pentru 6 ore, $35. Nu e foarte mult, dar... Foarte mult pentru bugetul nostru, de fapt. Nu e mult, 30 ceva de dolari. Știu, dar când te gândești că cu 30 ceva de dolari ții cel mai mare lux de dormi casă 3 nopți într-o junglă, nu prea merită pentru câteva ore de vendaj. Bine că am putut dormi, asta e important. L1 Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, da. Ultimele tehnologii, 400 de lei, 650 de lei, 900, între pastea fac subacvatice. Da, tare. Open swim, 750. Care sunt prețurile în avion? Erasia are o varietate de sortimente de cafeluțe cu cocos, ice coconut latte. 12 lei o cafeluță. 12 lei. Chiar și 8 lei. Apă de cocos, 8 lei. Cafea americană cu cocos, 12 lei. Ceva special, 10 lei. 2 euro. O porție de mâncare în avion, 17 lei, 3,50 euro. Acum bivăle. Și, stai să vedem mai departe, un suc de portocale, fresh, 7 lei. Ce bine așa, da, nu? Și o mega masă, ceva de dimineață, o omletă cu brânză, 18 lei. 3,50 euro. Lux, poți să mănânci în avion, super ok. Super bine, cea mai scumpă 18 lei. Să nu crezi că dacă ai câine sau pisică, sau pisică nu poți să-i cumperi ceva din avion. Poți să iei mâncare de câine sau de pisică. La promoție, oricare 3, 105 lei. 20 de euro. Și noi am pășit în țara cu numărul 82, Cambodgia. Fresh de dimineață la ora 7. Cacocoșii.
urmează apă la discreție. De-abia sunt montate. Ieșim la căldură, că am stat numai în aer condiționat. Ia să vedem primul reincarnation of din... the Hindu god Vishu. Reîncarnarea zeului hindus Vishnu. Acesta este. Cum se numește? Prehream. Și mai e unul. Ah, de fapt sunt patru. Ce mâine are? Hanuman, pe acesta îl știm. L-am cunoscut în Malaysia. Zeul maimuță. E cel mai puternic și inteligent comandant al armatei lui primul. Reîncarnarea lui Fischl. Da. Hai să vedem. Trebuie să schimbăm niște bunți. Ah, ce bine căldură. Ah. Eram clociți. Frisim. $5, 50 de giga. Nu ne trebuie. Hai să căutăm un exchange. Că la din aeroport e varză. Hello. No, thank you. Where you go? Deja am început cu tuk-tuk-urile. Cred că ar trebui să mergem puțin pe jos, poate dăm de un exchange vis-a-vis, că aeroportul e bine conectat cu orașul deja. Doar că e sâmbătă. Trebuie să fie. Da, nu e panică. Da? Hai să luăm o mapă, dacă tot old school, sunt. Old school. Oare mi se pare old school. Am fost să întrebăm unde putem să schimbăm bani, că în aeroport e cursul nasol. Hai pe ele. City Center, nu? Aia e. Păi și eu iau? Iau-o. Aici e mai simplu cu tuk-tuk-ul. Te întreabă tuk-tuk și dacă nu vrei, încep să râdă. Nu mai e la fel de... noi zica în Sri Lanka. Chiar te lasă în pace, nu? Am ieșit din aeroport, nu am schimbat bani. Mergem un kilometru pe jos să vedem dacă găsim ceva de schimbat bani, că în aeroport nu merita deloc. Oricum avem o grămadă de timp, trebuie să mai stăm câteva ore, 4 ore până putem să facem check-in. Și vedem sunt ce... doar 8 km până la casă, până la urmă. Îi dăm pe jos. Putem să-i dăm pe jos. Nu e nici foarte cald. Welcome! Prima impresie pare destul de fără loc. Am mers puțin pe jos. Încă n-am dat de niciun exchange. Să vedem primul strip pe care ne-a ieșit în casă. Și e o feră. Deci trebuie să fim o parte aia. Poate pe urmă, nu? Pare. Da. Am putea să încercăm la mall-ul ăsta. Am greu cu prioritatea la prima trecere. Happy, happy new year. Dar tot a fost anul nou chinezesc. Anul dragomului. Nu prea pare nimic. Pare cam un pic. Hartasii. Hartasii.
față putem observa afacerea din hamac, afacerea mobilă. No money. Să-i faci intra. Cer bani, a? Au deschis sacoșa să le băgăm în traistă. Să... Ia uite cum arată. Să faci bani în traistă, a? Da, eu credeam că vor să ne dea ceva, că au deschis punga. Punga și ne arăta cum să băgăm bănuții. Satapana? Satpana Bank? Sim Bank? Wow, ce BMW! Diferența față de Sri Lanka este că aici nu claxonează nimeni. În Sri Lanka toată lumea claxona într-o perioadă. Super multe motociclete, la fel ca în Vietnam. Oamenii mult mai serioși. Super chill intrarea în Cambodgia, nu ne-a întrebat nimeni unde stăm, dacă avem bilete de avion, de ieșire sau de bus. Totul foarte bine pus la punct. Deși pe mai scrie că trebuie să ai bilet de ieșire și trebuie arătat, nimeni nu l-a întrebat. Coconații verzi. Putea fi un om. Business exchange. Ceva din România? Nu. Nimic? Nu. Am schimbat bănetul. Cam așa arată, 40 de euro. Care sunt cerurile aici? Ce-ai cu potato? Cartof cu moc. Ce-ai cu passion fruit? Cu ce-ai verde? Țigările sunt foarte fine. 3500, mai puțin de 1 euro. Wonder! Philip Morris, 2002 lei, cât vine? Dacă e 4270, am dat pe... Am dat 1 euro pe 4270. Deci un pachet de țigări e mai puțin de 3 lei. Dacă vrei Marlboro... Marlboro te costă un dolar jumate. Misiune completă, am găsit stația de bus. Am schimbat mai bine ca în aeroport. Am câștigat câțiva euroi. În aeroport era 3900. Am mai mers puțin și am schimbat cu 4270. La 10 euro câștigi 1 euro. Se poate, poate, se poate și mai bine. Nu știm încă. Așteptăm busul să luăm spre Russian Market. Acolo am găsit cea mai ieftină casă.